Salutare! Astăzi vă voi povesti adevărul despre canalul Matei Gaming. Adevărul este că canalul Matei Gaming nu e doar pentru gaming. Îl folosesc și pentru anumite challenge-uri, cum o să fac astăzi în challenge, că fix acum o să fac un challenge și o să-l filmez. Filmez, da, challenge-ul și o să vin bun. Challenge-ul o să-l vedeți pe canalul meu, Matei Gaming. Și chiar acum mă duc până la Carrefour. Voi face un challenge, dar challenge-ul va fi în Carrefour, va fi separat, nu acest episod. Matei Gaming este un canal care doar eu îl fac, doar eu postez pe el. Nimeni nu mă ajută, eu filmez, eu postez. Eu fac challenge-ul singur, pentru că așa e canalul meu. Acesta este adevărul. Așa că de acum să nu credeți că postez doar gaming pe el, poate și challenge-uri. Și o să-mi schimb numele de canalului de YouTube din Matei Gaming. O să-l pun în challenge-urile lui Matei, ca să... Pentru că pe acest... Aici... Sau un alt număr, nu știu ce nume voi pune. Așa, nu știu absolut deloc ce nume voi pune canalului. Bun. Te n-aveți să-mi ceaseau. Și cam acesta a fost videoclipul. Dacă vreți să fac și partea 2 din adevărul canalului Matei Gaming, nu uitați să dați like și subscribe, da. Pentru că eu o să depun, de acum postez foarte des, pentru că eu așa mereu fac videoclipuri scurte, dar le postez foarte des. Nu le postez deloc rar. Și ăsta în Aradul nou, mă duc până la Carrefour singur, absolut singur, nu mai e nimeni, nici în fața, nici în spatele meu. Nu știu cum aș putea să vă demonstrez că nu e nimeni în spatele meu. Da. Cum am zis, mergem la market, aici în acu market. Noi mergem la Carrefour Market. Și Carrefour Market e puțin mai încolo. Dar mergem pe jos. Pentru că vorba aia, mergi pe jos, face picior frumos. Deja filmam de 3 minute, acolo e Carrefour Market și când ajung acolo opresc acest video și fac altul cu challenge-ul acela. Nu vă zic prea multe detalii, acesta a fost videoclipul, dacă vreți partea a doua, like și subscribe, pa, pa!